Salutare și bine m-am găsit la un nou tutorial pe creativemonkeys.com. mă numesc Alex, iar în acest tutorial vom transfera detaliile de pe uh, obiectul nostru High Poly făcut în MadBox în, uh, pe obiectul Low Poly, tot uh, exportat din MadBox. Așa că vom exporta prima dată obiectul Low Poly. și vom da Send to 3D Studio Max uh, Add uh, selected to Current Scene Send Mesh at Current Level. Asta este la level 1 sau 2 mi se pare. Uh, nu contează, deci ceva ce, ce arată ok. Ștergem obiectul uh, de obiectul pe care l-am exportat în matbox uh, pentru a-i face detaliile și așa arată obiectul Low Poly vedem că simurile sunt un pic cam dense și le vom scoate. Folosind din nou Editable Poly, la fel cum am făcut și cu obiectul Low Poly, dublu click pe Edge din două în două și vom șterge laturile sau edge care sunt în plus. Aici sunt puțin mai mult de șters ca la varianta Lopoli, dar cu un pic de răbdare totul se rezolvă. Așa, dăm un Shift Backspace pentru a șterge liniile cât și vertex -ii. Și vedem că avem acest efect destul de ciudat. Uh, o să încercăm să-l scoatem cu uh, Auto Smooth, dar prima dată mai ștergem câteva linii. Așa. Deci dăm pe tasta 4 sau direct pe poligon și încercăm auto smooth. Vedem că asta nu a prea rezolvat lucrurile. Și vom da direct export pentru că vom rezolva acel lucru după ce îi vom face unwrap. rap pur și simplu cu normal. Vom exporta obiectul ca OBJ. Eu l-am denumit for UV sofa. UV mapper și l-am exportat. Ok. Intrăm din nou în modbox. Ah, de fapt nu în modbox ci în UV layout. Program pe care îl vom folosi în a face rap obiectului. Cautăm obiectul și îl dăm, îi dăm load. Vedem că programul are o interfață, zici că a fost făcut în 1900 toamna, dar este un program extrem de bun pentru ceea ce face. Ne plimbăm în, în scenă și vom da C pentru create sim și facem lucrul acesta din aproape în aproape pentru că așa e programul. Eu voi face un timelapse pentru acest lucru și vom face la fiecare colț la fel. în concordanță cu mesh-ul nostru. Așa, după ce am terminat uh, toate colțurile, apăsăm pe shift S pentru a crea simurile, iar după aceea pe fiecare dintre părți apăsăm D ca să le facem drop în uh, spațiul UV, după care uh, apăsăm U pentru a intra în spațiul UV și după care apăsăm F pentru a le uh, Face un flatten. Am observat că într-un mic colț am ratat un pic simul și se vede aici. Îi voi da din nou C, după care apăs din nou pe U și colțul s-a rezolvat. Ținând apăsat tasta F, permite să avem un flatten mai, mai ușor decât să apăsăm și să ținem F-ul apăsat. Trebuie să ajungem la o culoare cât mai aproape de, de verde sau de un roșu deschis în cazul nostru. Zic că nu e nevoie să, să exagerăm cu acest flatten doar pentru că textura va fi total generată de programul uh, uh, TopoGun, spune, deci topog folosind uh, rotița de la mouse, shift rotița de la mouse, uh, mai corectăm manual aceste uh, greșeli, făcute de program Și după ce am făcut chestia asta, vom trece și la cealaltă parte. După care o să importăm obiectul în Max. Avem puțin și în colțul acesta. Din nou, nu trebuie să exagerăm foarte mult. Așa, apăsăm din nou F și ținem apăsat. Verificăm dacă uh, toate colțurile sunt ok. Da, în acest caz uh, nu avem nicio problemă. Ținem apăsat tasta F până când acel albastru dispare. Și mai ajustăm puțin din, din colțuri. Așa, după ce am terminat cu, cu fiecare UV în parte, deci cu fiecare side al, al UV-ului, vom lua obiectul, vom da Save, vom modifica numele, UV, am save, dismiss și exit. Vom importa obiectul și vom șterge celălalt obiect. Vom uh, aplica un unwrap și vom da uh, pack UVs cu uh, setările de default. Vom da Editable Poly și vom aplica uh, modifierul de normal, lucru pe care am discutat înainte. De două ori pentru a reseta obiectul în totalitate. Și acum vom exporta high poly object. Vom folosi aceeași metodă ca și la low poly. Vom da send to 3D Studio Max, send mesh at current level. Și așteptăm puțin, pentru că are këtë va milionet e poligone. Si da. acum vedem în max că totul este în regulă. S-a exportat la scară, s-a exportat slash importat la scară. Vom da direct export to, export selected și uh, high poly. Save, export și din nou va trebui să așteptăm puțin. Deschidem topogan, apasăm pe load DREF și încărcăm uh, obiectul high poly. Așa. Load scene. Și încărcăm obiectul low poly cu UV-ul făcut. Bun. Și avem obiectele overlapped. Urmează doar să... Bake-uim și dăm pe Bake Generate Maps și dăm uh, 2048 pe 2048 Sampling să fie high și vrem să generăm doar Displacement Map, dăm set file și setăm uh, denumirea în cazul meu Displacement Map Part 6 și apăsăm pe subdivide level și vom da două două nivele de subdiviziune și cam atât din câte văd eu dăm generate nu trebuie să generăm altceva restul va ieși din displacementul pe care l-am făcut Și da, să mă asigur că e ok. Da, era ok. Um, și da, apăsăm pe generate. Și mai așteptăm din nou puțin. Rezultatul este acesta. Rezultat chiar ok. Uh, eu ca să le egalez cu ce am făcut înainte, deci cu toate celelalte Displacement map am dat un Curves în Photoshop pentru a le face să fie la fel, să nu aibă discrepanțe între uh, între Displacement. Îl voi resalva și uh, va rămâne doar să pun obiectul în scenă și să Uh, facem materialele, testăm cu un material și totul este chiar, chiar ok. Așa că ne auzim în următoarele tutoriale. Salut.